Mulțumesc frumos, bună seara. Mulțumesc pentru oportunitatea de a modera un panel la fel de interesant ca primul, cu siguranță. Avem patru invitați relevanți care reprezintă practic ecosistemul din spatele comerțului electronic. Patru reprezentanți a companii relevante pe care noi, jurnaliștii de business, le urmărim constant, dar mai ales în săptămânile care urmează. M-a plăcut foarte mult primul panel, am fost entuziasmat, mai ales de faptul că această comunitate are încredere în media, în condițiile în care în societate vedem cu toții cum acest indicator de încredere în presă este în scădere. De asemenea, mi-a plăcut și povestea lui Bogdan Aron, baronul, colegul meu de la școală, e un foarte bun povestitor, i-a prins bine cursul de storytelling. Eu nu am o poveste, însă am o concluzie a unei povești de anul trecut, dar înainte să prezint cei patru invitați, Bogdan Aburnar, de la Google România, Cristina Vrânceanu de la PayU, Alin German de la DPD și ultimul, dar nu cel din urmă, Dragoș Manac de la Etno. Concluzia poveștii mele este un citat de la lui Dragoș de anul trecut, pe care îl rezum în felul următor. Educația pentru PAC nu se rezumă la ultima zi și nici la săptămâna următoare examenului, respectiv Black Friday. Și aș vrea să facem un tur de masă, pornind de la această concluzie, pe ideea asta venească de a îngrășa porcul în ajun. Dacă am văzut îmbunătățiri anul acesta, în această direcție, față de cei 2 ani anteriori în care am avut vinerea neagră în România. Fiecare pe expertiza voastră și felul acesta deconspirăm și ce face fiecare și care este avantajul competitiv pe care îl aveți în viață. Salut! Noi facem infrastructura administrată, adică închiriem serverele și le administrăm și ne asigurăm că nu cad, urăsc, pică serverele. Vă rog, nu mai spuneți chestii. Anul trecut nu ne-au crăpat serverele. În schimb, anul ăsta văd că deja de vreo două săptămâni văd tichete ale clienților care se pregătesc de Black Friday, ceea ce e un lucru foarte bun, înseamnă că sigur nu o să aibă mari surprize. Și am mai văzut tot anul ăsta din ce în ce mai mulți clienți care își fac un setup care poate rezista unui trafic serios. Și mă gândeam, aveam paralela de anul trecut cu BAP, anul ăsta mă gândeam că am o grămadă de prieteni care aleargă. Careva din voi s-a dus la un maraton, ține maraton? Alerge cineva de aici? Ok. Sunt câțiva. Eu cred că dacă alerg 2 km leșin sau mor, asta. Înțeleg că atunci când alergi, trebuie să începi, alergi un pic, alergi din ce mai mult și la un moment dat e absolut ok să alergi 20 km pe zi. Mi se pare că și asta cu infrastructura, așteptarea ca să putem alerga un maraton în ziua aia, să meargă totul perfect, e complet nerealistă și ar trebui ușor pregătită. Și sunt o grămadă de momente de-a lungul anului când te poți pregăti pentru volumul ăsta foarte mare de trafic. Ca să nu mai țin mult, văd că... văd că din ce în ce mai mult se pregătesc și se pregătesc cu vreo lună înainte, ceea ce e foarte bine. Bună seara, Alin German, logistician de la DPD Curier. Legat de Black Friday, sunt de aceeași părere cu antevorbitorul, trebuie să ne pregătim din timp. Noi am început anul trecut în decembrie, când am făcut raportul ediției anterioare de Black Friday și am tras niște învățăminte și am decis anumiți pași pe care vom urma în acest an. Strict, tehnic, pregătirea la noi a început undeva acum o lună și jumătate. Pot spune că deja suntem oarecum pe ultima 100 de metri. Avem discuțiile și comunicarea relevantă cu toți clienții noștri și toți partenerii noștri în așa fel încât să ne asigurăm că vom putea gestiona volumele pe care și le pregătesc. Și, da, ne pregătim din ce în ce mai bine, de la an la an. Și vedem acest lucru nu doar în partea de logisticie, nu este vorba doar de compania mea sau de ceilalți care lucrează în curierat, pe tot fluxul de, începând de la afiliați, magazine online, noi și clienți,
clienții finali, că până la urmă pe ei dorim să-i convingem să cumpere, cred că toată lumea se pregătește mai bine de la anul. Pe zona de preț online, cum stăm, Cristina? Bună seara! Pe zona de preț online, noi am urmărit ce se întâmplă în ultimii ani și am observat o creștere de la an la an, atât în ceea ce privește numărul de tranzacții, cât și volumele procesate. Ca să vă dăm un exemplu, ce s-a întâmplat în, cred că anul trecut a fost o zi de 25 noiembrie, Black Friday, față de 23. Ok. Ce s-a întâmplat atunci pe 23 față de Black Friday-ul precedent din 2011? Noi în ziua respectivă am remarcat o creștere cu 104% a numărului de tranzacții. Creșteri similare s-au înregistrat și pe zona de volume procesate și în ceea ce înseamnă coșul mediu de cumpărături, comparativ cu Black Friday-ul precedent. Ce s-a întâmplat în 2012 față de 2011. Astfel încât pentru noi e clar că se întâmplă lucruri, că se înregistrează un număr mai mare de plăți online în ziua respectivă. Astfel încât ne pregătim și noi, ne pregătim să fim siguri că toate comenzile care vor fi plasate online pe site-urile clienților noștri, care utilizează soluția noastră de plată, se vor finaliza cu succes. Am făcut optimizări pe partea tehnică, lucrăm de ceva timp pe partea asta, astfel încât să fim up and running pentru toate tranzacțiile online care se vor întâmpla de Black Friday. Bună ziua, numele meu e Bogdana Budnar, sunt industry manager la Google România. Eu cred că întrebarea asta fie nu înțeleg eu, fie nu trebuie să aplică la Google. Posibil să nu se aplice la Google. Dacă întrebarea este dacă Google e pregătit pentru Black Friday, răspunsul e simplu, da. Ce înseamnă că s-a pregătit? Tocmai asta trebuie să-l îndoresc. Cred că Google are un loc un pic mai dubios în panelul ăsta, într-un motiv foarte simplu. Oamenii care sunt aici alături de mine sunt oameni care asigură cumva backbone-ul acestei zile importante. Google este, așa cum este și, să zicem, grupul Mediaflax, un furnizor de platformă pe unde se face promovarea. Adică, singurul lucru care ne distinge în toată șmecheria asta este share of market. Și atunci, din punctul nostru de vedere, întrebarea e mai puțin dacă noi suntem pregătiți, tot timpul suntem pregătiți, adică România nu e problematică ca size of market, dacă nu am picat lumea niciodată în statele unde trebuie să pregeam în altul fel. Dar eu îmi pun altă întrebare. Mi se pare foarte interesant că toate discuțiile care se poartă aici se poartă în primul rând unic pentru ziua de Black Friday. Adică lumea discută ce o să facem în Black Friday, ce o să facem atunci și, de fapt, cele mai importante întrebări sunt dacă suntem sus sau dacă rezistăm de Black Friday. Și mie mi se pare cumva ciudat, pentru că mi se pare că e așa un fel de discuție de basic needs. Adică suntem la nivelul în care toată dorința noastră este să fim sus de Black Friday. Nu avem planuri înainte, post Black Friday și mi se pare ciudat. Dar ca să răspund singura întrebare, Google e o platformă de promovare, așa cum sunt foarte multe platforme, probabil că și un reprezentant Facebook ar fi fost la fel de bun aici. Noi suntem ready to serve with counseling, așa cum ne spune șeful nostru de vânzări. Și am fi interesat foarte mult să discutăm despre în ce fel Black Friday se include într-un ecosistem de promovare mai mult decât pentru o zi. În cazul tău e interesantă și perspectiva internațională, pentru că poți veni cu astfel de idei. Nu știu, avem ceva particular în România, comparativ cu alte țări, cum se pune problema global sau la nivel de regiune, în ceea ce privește vinerea mea. E foarte interesant, pentru că chiar astăzi unii dintre oamenii care lucrează cu mine ca industry manager au primit de la mine un mail în care le-am trimis un research pe care Ipsos l-a făcut în Statele Unite anul trecut, pre-Black Friday. Și dacă uitați în research-ul ăla, diferențele nu sunt marcante. Adică, la nivel de comportament pentru research, o legătură cu ce știm noi să facem, adică partea search și display, la nivel de comportament al advertiserilor și al interacțiunii consumatorilor cu advertising nu există diferențe foarte mari. Adică, empiric pot să vă spun că, nu știu, cumva asta cu îngrășatul porcului în ajun nu funcționează niciunde și asta pot să spun din experiența din ultimii 2 ani, că în ultima zi, respectiv exact în ziua de Black Friday, toată lumea și-a închis toate campaniile pentru că it was pointless to advertise, adică oamenii care chiar cumva dacă erau implicați în Black Friday știau că trebuia să căutau deja de o lună. Noi vedem creșterea termenului Black Friday 2013 din
13 sau 15 octombrie deja. Deci oamenii deja caută informații și comportamentul nu e foarte diferit de ce se vede în Statele Unite, care e tatăl și mama lor. Cred că e un lucru interesant de observat anul ăsta, pentru că nu știu dacă ați observat, dar anul ăsta unde platforma noastră cel puțin era în principal utilizată de ce înseamnă e-commerce-ul românesc, e-commerce-ul pur, pure players. Nu știu dacă ați observat, dar anul ăsta ce înseamnă retailerii brick and mortar au preluat cumva Lidl și e foarte interesant dacă ei o să intre în jocul ăsta de Black Friday. O să fie, mie mi se pare o chestie care merită discutată din două motive. Unul, pentru că bugetele cu care ne batem sunt inegal distribuite, adică chiar dacă există un jucător foarte mare pe piața de e-commerce în România, în categoria cea mai mare, care este ITNCU și care, să zicem, vă poate să țină piept, în rest, din nou, încerc să spun asta fără a leza the size of a business, dar în rest, e foarte greu să te pui cu bugetele pe care le poate să le aducă un retailer offline. Și e foarte interesant să vedem dacă ei se vor implica în lucrul ăsta, dacă se implică, bugetele pe care să le vedem mișcat o să fie mult, mult mai mari decât în ultimii 2 ani, dar din nou, asta e o speculație. Tot așa, strica să răspund la întrebare, nu sunt diferențe masive de comportament de consumator. Oamenii caută cu foarte mult timp înainte și pentru mine a fost surprinzătoare afirmația că volumul de vânzări nu e niciun fel afectat în perioada asta, pentru că tot research pe care îl vedem noi spune că oamenii așteaptă, cu cât e mai mare bază despre eveniment, cu atât mai mult o să aștepte să facă o achiziție. Deci, cumva, cred că e interesant să ne uităm de unde vin datele astea, care spun că suntem foarte ok în perioada asta. Cristina Alin Dragoș, cum vedeți voi acest comportament al clientului? Este într-o stare de așteptare? A scăzut consumul în comerțul electronic din această perioadă înainte de Vinerea Neagră? Noi ne uităm la cifre overall și dacă e să le privim, să spunem, toate industriile implicate în zona de preț online, nu am observat diferențe. Cu siguranță, dacă e să ne uităm la magazine care au anunțat promoții de Black Friday, aș putea să mă raportez, de exemplu, la feedback-ul primit anul trecut de la comercianții de-ai noștri, care ne-au menționat acest lucru, că în zilele premergătoare Black Friday au înregistrat o stagnare sau chiar o scădere a vânzărilor. Acum, vânzările se pot întâmpla și cu cash on delivery și cu plată online. Noi le vedem doar pe cele din urmă. Și aici noi n-am sesizat niște fluctuații semnificative. Dar, încă o dată, dacă e să ne referim la e-tail și în special la AT&T, aici știm cu toții că marea majoritate a achizițiilor se fac cu cash on delivery și nu online încă. Și atunci, din punctul nostru de vedere, n-am remarcat aceste fluctuații înainte de Black Friday. În schimb, cum spuneam și mai înainte, în ziua de Black Friday, comparativ cu o zi anterioară, pentru că ne-am raportat practic la o altă zi din săptămână, ca să nu comparăm mere cu pere, am observat creșteri în volume de, nu știu, până la 300%, ceea ce s-a întâmplat strict pe magazinele care au implementat campanii de Black Friday anul trecut. Vin cu o completare și pe partea de produse care se achiziționează cash on delivery și care, teoretic, sunt livrate printr-un curier, indiferent că se numește DPD sau oricare alt curier cu care dumneavoastră lucrați. Trendul este crescător. Trendul este crescător și de la an la an până la an se vine din ce în ce mai mult. Și acum întrebarea este cu ce comparăm, dacă este o scădere sau nu de volume. Strict privit în cifre, cifrele spun că trendul este crescător. Ce cred eu că se întâmplă în Black Friday? Anumite produse, într-adevăr, sunt trec, dacă vreți, din sfera unei cumpărături normal în sfera unei cumpărături de impuls. Anumite articole pe care nu ți-ai plănuit să le cumperi, o să ajungă în coșul tău de cumpărături. Dacă vreți, e același fenomen care se întâmplă când mergi la hypermarket, vezi promoții, tu să-ți cumperi o bucată de pâine și o sticlă de lapte și te întorci cu un coș plin de 10 produse. De planificat îți planifici un Black Friday, probabil să-ți cumperi un articol mare, un ceva, nu știu, un laptop mai la limita superioară a bugetului tău. Și aștept să vezi în promoție. Și te duci, vezi laptopul respectiv, ți-l iei, dar vai, uite, promoție foarte bună și la acest accesoriu. Hai să-l iau. Și automat coșul crește.
pe partea cealaltă sunt anumite cumpărături pe care nu ți le programezi să le cumperi pe Black Friday. Cumpărăturile de obicei, coșuri de cumpărături de valoare mică. Și ăla rămâne constant, ăla nu dispare și nu este influențat de Black Friday. Practic, din punctul nostru de vedere, în această perioadă vedem o creștere constantă cu un vârf mare la Black Friday, după care trendul este crescător comparativ cu trendul normal al anului sau cu al anului anterior. Noi găzduim tot felul de clienți, nu neapărat e-commerce. N-aș putea spune că văd un impact asupra infrastructurii, nimic deosebit. Așa că doar aș putea avea o opinie personală. Mie, spre exemplu, nu-mi pasă de asta cu Black Friday, deci nu vreau să cumpăr de Black Friday, deci nu se cumpăr niciodată, mi se pare cofilerism inutil, nu cumpăr. Îmi place ideea pentru că ne aduce clienți. Avem, din când în când, la țigară în bucătărie, văd că sunt colegi care spun, băi, mă pregătesc, am pus-o de pe nu știu ce laptop și monitor și o să-mi cumpăr de Black Friday. Și cumva are sens să existe un soi de amânare pentru chestiile astea foarte importante, că cine știe, poate în ziua aia o să fie mai eficient. Mai mult de atât, nu cred că vă pot spune. Corelând ce spui tu cu experiența lui Bogdan de la bancă, poate ar fi bine să avem Black Friday și în banking, cu produsele de economisire, mai ales acum, pentru că bonzile sunt jos, și a face bine și pentru economie, așa cum spui tu, care nu ești un ambasador al consumerismului. Păi, nu cred că reducerile astea vin de undeva. Până la urmă, Black Friday doar cumulează, aduce într-o zi un set de promoții. Nu se pare că în ziua aia se întâmplă ceva magnific, furnizorii cumpără de 5 ori mai ieftin, producătorii produc la rândul lor de 10 ori mai ieftin și economia cumva crește. E o perioadă în care poți să marketezi bine niște produse, să scapi eventual de niște stocuri, dar cum la noi lumea nu prea are stocuri extraordinare și nici produse nișate și furnizorii sunt aceiași pentru toată lumea, sunt doar niște reduceri un pic amânate și îmbrăcate într-o chestie de PR. Poate să nu prea rău, da? Asta e opinia mea personală. Mă bucur că ai adus discuția aici, pentru că noi vrem să personalizăm dialogul. Voi ați cumpărat anul trecut de Black Friday? Dacă da, ce? Eu personal n-am apucat să cumpăr de Black Friday. Da, recunosc că am stat cu ochii pe ce s-a întâmplat înainte, în timpul și după Black Friday. Am sesizat că s-a creat așa un orizont de așteptare, o febră, toată lumea voia să vadă ce se întâmplă, care vor fi reducerile, dacă vor sta site-urile în picioare și așa mai departe. Deci am fost cumva un observator a ceea ce s-a întâmplat. Dacă nu ați cumpărat, aveți povești ale prietenilor și colegilor care... Eu n-am cumpărat nimic, în schimb m-am jurat foarte tare cu tata, pentru că tata m-a sunat și mi-a zis, ai luat ceva? Și l-am întrebat ce? Și el a zis orice. M-am jurat foarte tare cu el. Dar nu am cumpărat nimic, pentru că n-am avut timp. Eram la birou închisând campanie. Ai luat ceva de loc? Ai luat ceva de loc? Ai luat ceva de loc? Am cumpărat, nu orice. Am cumpărat niște lucruri pentru Crăciun, care au programat pentru filmul și mi-am luat un LED. Două experiențe de cumpărători diferite, ambele de la doi retailer online de ITNC, care sunt clienți mei, bineînțeles, amândoi. Cu o experiență cu livrare prin curier, mi-am testat oameni să văd ce se întâmplă. A doua experiență cu ridicare de la sediul retailerul respectiv. A doua experiență, din fericire pentru bugetul meu și din fericire pentru experiența de shopping, după ce mi s-a confirmat că pot să ridic produsul, nu l-am găsit și din fericire spun că nu l-am găsit pentru că m-am enervat și m-am dus în primul rol, aveam nevoie de computer chiar în ziua respectivă, pentru că am mers o săptămână și l-am găsit cu vreo 100 de euro mai ieftin, în același model, pe raft la un brick and mortar. Apropo de ce spunea și Bogdan legat de forța financiară pe care are un retailer tradițional și de bugetele lui. N-am cumpărat nimic anul trecut. Eram în New York și am văzut cum arată într-un startup care are un volum foarte, foarte mare de vânzări, cum arată Black Friday. Și am văzut prieteni, amici, cunoscuți care se isterizase, au stat noaptea aia, au așteptat și au cumpărat tot felul de, din punctul meu de vedere, rahaturi inutile de câteva mii de dolari. Unii erau extrem de excitanți, alții erau foarte indiferenți. Eram trei indiferenți. Ne propunem să avem o dezbatere interactivă, așa că putem lua întrebări.
poate chestiunea asta cu căderea serverelor, nu este cumva o campanie bine gândită de push marketing sau de marketing pirat? Adică, până la urmă, creează scarcity și, da, în România e și de port să nu scadă serverul, adică, cum să nu scadă serverul de Black Friday. Cred că ar trebui de Black Friday să facem o transmisie live din data center, să vezi că nu cad, rămân fix acolo, sunt în același loc, nimic nu cade. Dați mi se pare că dacă oamenii totuși se pregătesc un an de zile, sau în fie nu se pregăteau, că încep să pregătească, asta e bogoașa de PR cea mai bună. Dom'le, așa mulți au venit, că deja erau mii. N-am mai putut să facem față. Când de fapt erau 5, ai trebuit să se trei. Iar, dacă mă ascult, mi se pare că sunt oribil ce spun, dar ăsta e lucrul pe care îl cred cu sinceritate, că a fost, asta cu serverele a fost scuza generică a tuturor, pentru că nu s-au pregătit niciodată pentru un eveniment cât de cât. Da, pentru nimic. Da. Și atunci nu le-a mers în ziua aia, surpriza, au căzut, de fapt erau foarte mulți clienți, s-au bătut aici să intre pe magazinul nostru și au distrus tot, o să le refacem mâine. Dar asta e tot ce zic, vrei să pun de clar și nu pot, care e mult mai ok cu faptul că ai achiziționat ceva de Black Friday chiar la preț mai mare decât ai fi achiziționat normal, de ești ok cu asta, băi, n-am putut să dea doi de cât mai mare. Mie mi-ar fi rușine să gândesc așa și nu pot să mă lipesc cumva, dar s-ar putea să fie asta explicația. Avem trei oameni de marketing, alți trei oameni de marketing, ce părere aveți de întrebarea primită acum? Poate fi căderea serverelor? Eu tot n-am înțeles teoria. Teoria este că site-urile își dărâmă singure serverele ca oamenii să intre în panică că nu o să mai poată să cumpere lucruri. Și să facă chiar pe chestia asta. Dar nu mi se pare ciudat că pare a fi o conspirație, adică toate site-urile pot să fac chestia asta. O strategie de marketing implementată de toată piața, adică numai cum pe principiu vă ori își face asta, Vodafone poate să facă același lucru. Asta e o strategie pe care o folosesc toți, e cam ciudat, nu? E ca și cum ar fi un cartel al e-commerce-ului care își coboară. Adică și vreau să nu comentez. Eu am impresia că se discută două teorii diferite. O teorie a conspirației magazinelor online care provoacă acest buzz și o altă teorie, ce spunea Dragoș, care de fapt nu e un PR, ci e o scuză. Adică, profitând de ce se întâmplă, e de fapt o scuză. Înainte de a lua o altă întrebare din audiență, Bogdana, Cristina, cele mai căutate, respectiv cumpărate, produse anul trecut, care au fost? Răspund eu cam microfonul. Ce am văzut noi, încă o dată, din perspectiva a ceea ce s-a plătit online, evident că sectorul vedetă a fost ITNC-ul. Aici am văzut și cele mai mari creșteri de volume și cea mai mare creștere a coșului mediu de cumpărături. A fost o creștere de 20 de euro față de ceea ce se cumpără, de fapt ce se plătește online în mod tradițional. Iarăși alte sectoare unde am observat creșteri, dar bineînțeles mai mici comparativ cu ITNC-ul, au fost zona de alte sectoare din interior, bineînțeles, jucării, fashion și cărți. Voi care credeți că a fost cel mai căutat nu produs, cel mai căutat termen? Și anul trecut și în urmă cu 2 ani. iPhone. Ce mai căutat termen? Pentru că asta este principiul pe care funcționează tocea, a fost Black Friday în Mac. Și explicația, îmi pare foarte rău, explicația este foarte simplă, pentru că cred că nimeni nu înțelege exact cum funcționează search-ul. Oamenii caută ceea ce știu, nu caută ceea ce nu știu. Deci nu au cum să caute un produs pe care oamenii l-au la reducere dacă acest produs nu este promovat. În consecință, acel retailer care a fost cel mai prezent pe comunicare pe Black Friday a fost și cel mai căutat. La fel cum produsele care au fost preadvertizate ca urmând să fie, au fost căutate. Nu s-au căutat în niciun fel verticalele, că noi așa le spunem, industriile care nu au anunțat că o să facă Black Friday. La fel cum acum două zile când am avut un webinar cu mici e-commerce shops, cineva care se ocupă de bilete de avion și de, mă rog, de travel, a spus, bun, dar Black Friday nu se poate face pentru travel.
Și asta nu pentru că nu se poate tehnic, pentru că tragul ăla e un alt tip de produs, ci pur și simplu pentru că ei credeau că Black Friday are legătură mai cu intenție. Pentru că asta se promovează și în căutare s-a căutat exact ce s-a promovat. Cine știe dacă acum un an un operator de telefonie mobilă a făcut ceva de Black Friday? Nu am făcut. Cine crezi că o să știe dacă anul ăsta nu anunță din timp? Vă garantez că nimeni. Trebuie să anunțăm lucrurile ca oamenii să caute. Deci cel mai căutat în termen a fost Black Friday în MAG, pentru că ei au anunțat foarte tare lucrul ăsta și sunt cumva asociați. Și după aceea, cele mai căutate produse au fost tot brandurile cele mai cunoscute. Adică smartphone, s-a căutat, evident, Samsung, s-a căutat iPhone, laptop-uri, toate brandurile care se caută în mod obișnuit, pentru că oamenii caută ceea ce știu. Dacă nu anunțați din timp lucruri, oamenii o să caute ceea ce s-a anunțat până în momentul în care începe Black Friday sau, cum se mai întâmplă în România și toată lumea se supără, o să caute numele magazinelor care au anunțat că fac reducere Black Friday. Am o sticlă deja de vin, nu mai vreau încă una. Dar o întrebare am. Nici gând să te contrazic, dar spune și mie, de ce nu au apărut căutările astea în tururile voastre? Deci în toate tururile de debate a fost Black Friday, reduceri Black Friday, promoții Black Friday, Black Friday România. Ce spui acolo de Black Friday plus magazin era undeva foarte departe de toate căutările astea principale. În ce perioadă dorești? Dacă vrei acum, dacă vrei atunci, dacă vrei în ianuarie... Păi dacă ne uităm acum, cu siguranță să găsiți, cel puțin două... Nu găsim, îți garantez, mergem la ce calculator vrei. Da. Pot să-ți garantez eu, pentru că azi dimineața am făcut ceea ce se numește Black Friday Keyword Pack și pe exact locul 24 era altcineva de demagă, demagă pe locul 1. Bine, nu iau rezervă atunci să verific și eu acasă, da. Dar ceea ce pot să-ți spun și sunt un tip care am tot verificat partea asta, nu am văzut. Deci chiar Black Friday plus magazin să fie pe primele locuri în niciun caz. O rugămintea, nu neapărat o întrebare. Un predict, cât crezi că va fi creșterea procentuală în căutări pentru Black Friday related? Față de anul trecut? Bineînțeles. Deocamdată nu pot să-mi dau seama pentru că e încă în creștere și n-a atins un pic. Cred că s-a atins un pic undeva la o săptămână înainte de Black Friday și atunci pot să dau estimarea. Predic. Nu pot să dau un predict. Ce alte întrebări mai sunt în sală? Am o întrebare, Bogdan, poate că sunt eu la Murești. N-am înțeles niciodată de ce lumea deschide Google și dă căutare după magazin, până în magazin, și nu deschide browser și pasează în magazin. E inexplicabil. Da. Nu știu ce trebuie să învățați, că asta ar trebui să fie subiectul unui consumer research și mai puțin... Dacă tot te-am prins la evenimentul ăsta, poate. Din nou, sunt aici ca să ofer datele pe care Google le are și nu să fac speculații apropo de ce s-a întâmplat în diverse. M-a interesat și pe mine la un moment dat subiectul ăsta și l-am cercetat. Unii oameni funcționează după căutare și așa și organizează informația, le e mult mai ușor să caute decât să se ducă direct acolo, deși un pas în plus. Și alții, cum ar fi maică mea, e mult prea complicat pentru ei să scrie acolo, am șters tot, n-am șters, e tot în regulă. Nu. Scrii ce ai nevoie în Google funcționează perfect și zice fix când ai nevoie. Din cauza asta. E ciudat, dar cred că sunt 15-20% aia care sunt organizate după căutare și cred că sunt destul de mulți cei care nu sunt neapărat extrem de competenți în a folosi un browser. Sau e setat implicit în browser, Google. Sau a treia variantă este să fac Google implicit în browser, la deschidere. 90%. Mă bucur că sunt multe întrebări în această seară. Sunt foarte curios ce întrebări primiți de la clienți sau stakeholderi în această perioadă cu privire la Black Friday. Au anumite nevoi diferite față de anul trecut, curiozități?
Păi, pentru că noi facem și partea asta de consultanță pentru clienți, vin și ne întreabă ce ar trebui să facem anul ăsta, să nu ne facem de râs. Asta e întrebarea. Și noi, în principiu, le spunem, le alocăm un pic mai multe resurse decât de obicei. Majoritatea clienților noștri au un setup care e, prin definiție, scalabil. Adică lucrurile sunt împărțite în servere de front, în baze de date, mașini de procesare. Și atunci, ți-e foarte ușor, când ai un spike de trafic, să mai adaugi două mașini de front-end, trei web servere, o bază de date, să zicem, și crești repede. Chiar dacă nu faci față cu ce ai în momentul ăla, în 10-15 minute poți să fii înapoi cu dublu infrastructurii tale. Dacă ai totul pe un server și ți-a picat serverul, la revedere, drum bun, n-ai nicio șansă ca în ziua aia să reușești să spargi infrastructura, să faci un design coerent, să-l testezi, să vezi că merge și așa mai departe. Deci întrebarea de la clienții e ce trebuie să facem, sigur o să fie ok. Și noi, ca să fim super safe, le pregătim niște mașini în plus și le facem niște teste. Adică îi rugăm pe ei să-și facă niște teste interne și le facem și noi niște teste. Cred că am dat un răspuns foarte bine. Mai am și o întrebare, că eu trebuie să sunt de la Elefant. Tot în zona de servere. Au existat anul trecut magazine online care au spus că s-au pregătit timp de un an de zile pentru Black Friday. În prima fază mi s-a părut mult un an de zile. După aceea mi-am dat seama că un magazin care spune că s-a pregătit un an de zile, din punct de vedere tehnic, la momentul în care s-a apucat să facă chestia asta, era la pământ. Care e media din punctul vostru de vedere al AFNOR, de timp pe care ar trebui să o aloce un magazin online pentru a se pregăti de Black Friday? Un magazin mediu, un magazin mare și un magazin foarte mic. Cred că pentru toți ai nevoie doar de câteva zile. În principiu trebuie să-ți faci un setup care în sine rezistă la mult trafic și în momentul în care e mult trafic, o să meargă. Și dacă nu o să meargă, cum ziceam mai devreme, în câteva minute îl faci să meargă. Deci partea aia de design și de implementare sau de migrare de la o chestie monolitică la o treabă modulară s-ar putea să dureze o lună, două. Altfel, e doar o muncă de câteva zile, e un soi de încă un check să vedem că suntem pregătiți și că n-am uitat vreo chestie măruntă care în momentul ăla la trafic mare explodează. Și nu cred că e nevoie să te pregă. Asta din nou, probabil au zis un an de zile, pentru că nu zice nimic mai mult de încă un an, dar poți un două Black Friday în spate. Exagerat să spui că o pregătesc un an de zile pentru chestia asta, înseamnă că fac doar treaba asta. Revenind și pe scurt, probabil o lună, două să-ți faci un design bun, să-l implementezi, să migrezi de pe ce ai, câteva zile să faci testele, să te pregătești cu, nu știu, o lună, două săptămâni înainte. Atât durează dacă îți faci bine tenul. Păi, foarte frumos, înregistrezi traficul, îi faci replay cu niște mașini de testare la de 10 ori mai mult trafic. Și o să ai de 10 ori mai mult trafic pe aceeași infrastructură și vezi dacă funcționează. Există metode tehnice. De la AB sunt niște tool-uri dintre astea simpliste care fac request-uri simple, la altele care chiar înregistrează tranzacția până tot. Să te asiguri că nu doar prima pagină se încarcă, ci se procesează tranzacțiile la un ritm mulțumitor. Alin, în cazul vostru, ce întrebări primiți de la clienți? O gamă foarte largă și diversă de întrebări. Ok, prima și punctul de pornire este același ca și în cazul serverului. O să faceți față, o să puteți livra. De obicei, unul dintre clienți care sunt, să spunem, nu necesită o implementare mai specială, discuția se termină aici. Dar cu majoritatea celor care intrate vor să pregătesc de Black Friday, urmează o întrebare mea. Ok, ce-ți dorești să faci de Black Friday? Câte colete vei avea? Cum poți să mi le dai? Care este fluxul logistic? Cum ți-ai modificat infrastructura în depozitul tău ca să poți gestiona volumul acesta? În cazul în care vorbim de volume suplimentare. Una e să ai o infrastructură, să spunem, ok pentru 100 de comenzi, arbitrar, 100, 1000, 10.000, nu contează, și alta e să gestionezi în același unitate, în aceeași unitate de timp, aceeași zi, 100 de mii. Ce, evident, este imposibil. Și trebuie să-ți faci o planificare foarte clară a modului în care vei gestiona acest proces.
începând de la partea de privare a comenzilor, server și mai departe, să poți trăi comenzile, până în momentul în care te asigur că acel colet sau acel produs a ajuns în mâinile consumatorului. Și asta implică o grămadă de pași care trebuie să gândiți fiecare și trebuie să te asigur că în fiecare secvență acestui proiect numit Black Friday tot merge bine. Comunicare, modul în care faci colectul, din punctul meu de vedere. Modul în care comunici cu clientul în momentul în care vei fi în stare să livrezi produsul. Și așa mai departe. Noi nu am primit întrebări specifice pe acest subiect. Aș pune acest lucru pe seama faptului că în anii trecuți nu au existat probleme legate de procesarea tranzacțiilor, de procesarea plăților online, vorbesc de comenzi deja plasate pe magazinul online și care erau procesate ca plată online, și aș înclina să cred că în acest moment grijile unui magazin online sunt mai puțin legate de plata online și poate sunt mai mult în zona de server, de logistică, de promovare și așa mai departe. Majoritatea clienților ne întreabă dacă nu au venit studii de caz. Cam asta e surprinzător pentru mine, pentru că trebuie să întrebăm mulțime de alte lucruri interesante, dar majoritatea întreabă dacă nu avem studii de caz ca să vadă ce s-a făcut în altă parte și să-și modeleze. Ce le răspundeți? Avem destul de multe studii de caz. La Google, transformarea unui studiu de caz intern într-un extern e un proces extrem de complicat, pentru că e o chestie de ce fel de date ne lasă clienții să share-uim. Avem destul de multe studii de caz, foarte puține din România, adică foarte puține sunt de zero în România. Pentru că n-am reușit să identificăm un efort strategic evident și atât de bine canalizat, care să știu că niște rezultate foarte clare. E un moment în care ca să poți să faci o strategie pe care n-am mai avut-o nimeni. Că studiul de caz asta înseamnă. Am implementat ceva care a funcționat incredibil și pentru că a fost pus într-o configurație diferită. Nu e moment bun de Black Friday, pentru că fiind această avalanșă de date, de fapt nu-ți dai seama ce măsori. Și atunci avem studii de caz din multe alte piețe, foarte multe studii de caz, evident, din piețe foarte mari. Nu dau seama exact cât de mult sunt relevante, dar cred că ajută ca oamenii să-și dea seama cum se pot planifica lucrurile altfel de a te asigura că nu-ți cade site-ul. Suntem la un eveniment organizat de cel mai important jucător din zona de afiliere. Ce sfaturi aveți pentru afiliați și advertiser din experiențele voastre? Poate de marketing? Trebuie să facă ei acum înainte de Black Friday. Cred că în cazul nostru, ca procesator de preț online, se aplică mai puțin întrebarea. Care ar fi mesajul nostru către industrie? Ar fi mai multă încredere în plata online, în sensul în care pentru un magazin online care dorește să-și fidelizeze clienții și să lase o impresie bună de Black Friday, plata online e o modalitate prin care utilizatorul își securizează comanda. Deci în toată debandada aceea în care, știu eu, sunt stocuri limitate, promoții și toată lumea e pe un anumit site, plata online îi dă utilizatorului certitudinea că și-a securizat comanda și produsul dorit. Sfatul legat de special de Black Friday, n-am neapărat unul legat de exclusiv de acest eveniment, ci gândul mă duce la unul dintre principiile pe care încerc să le insuflu copiilor din echipa mea. Și principiul, eu numesc principiul celor 3P, care spune că pregătirea precede performanța. Cei care fac performanță de Black Friday sau de orice alt proiect sunt cei care s-au pregătit și l-au gândit bine înainte. Da, din nou, mai greu cu sfaturile. Două panele ai văzut de noi, am văzut anul trecut că au fost un spike senzațional de trafic. Cred că o să funcționeze foarte bine și anul ăsta. În schimb, s-ar putea să fie ușor paranoidă ideea asta, dar am văzut-o întâmplându-se când sunt perioade cu trafic foarte mare, în momentul cel mai bun ca cineva să te atace. Un fruct sau ceva vine perfect în momentul ăla.
Și atunci trebuie să luați și pe asta, și pe asta în considerare. Nu știu, să vă pregătiți, să o faceți, cum vreți. Și cum vă plătiți voi clienții de... Avem niște sisteme anti-flut care se declanșează automat în chestii de genul ăsta. Dar am văzut totul plându-se, pentru că e o agitație foarte mare și e un moment în care, în care țintea e mult mai vulnerabilă. Nu-mi place să strânesc chestii între astea paranoice, dar asta am văzut-o întâmplându-se și cred că e o grijă legitimă. Bogdana, o să te rog și pe tine să ne răspunzi, pentru că ca om specializat în conținut, nu știu pentru... Da, așa este, noi facem conținut. Repet, pe mine mă îngrijorează puțin pe dorința fixistă de a ne concentra pe o zi din calendar, care într-adevăr e importantă la nivel de trafic pe site, dar deocamdată nu avem o indicație foarte clară că ar fi un mișcător imens de revenue în ecosistemul anual al unui business și cumva din ce văd eu, lipsa de dorință oamenilor să facă planning înainte sau după. Adică Black Friday se întâmplă așa, ca un fel de cutremur, că toți suntem în epoca cutremurilor, ca un fel de cutremur pentru care trebuie să ne pregătim, se întâmplă în ziua aia, după care totul mi-a răsuflă ușurată că s-a terminat. Oricum, înainte nu am știut exact cum să ne pregătim, să facem ceva sau să învățăm din chestia asta și cumva așteptăm speriați momentul ăla încercând să rezolvăm lucrurile mărunte. De genul, hai să ne consolidăm puțin casa ca să ne asigurăm că nu cade. Mie mi se pare că Black Friday ar trebui să fie parte dintr-o strategie mult mai mare de marketing, că oamenii ar trebui să-și facă planning mult înaintea momentului pentru a putea să-și canalizeze. Dacă tot știi, pentru că întrebarea mea e foarte simplă. Eu am niște întrebări la care în momentul ăsta nu am răspunsul adevărat și poate oameni care sunt în sală de la advertiser au răspunsuri pentru mine. Noi știm dacă din toți acești 20 de milioane, 10 milioane de oameni care intră, 20 milioane de români, 10 milioane care au acces la internet, știm câți dintre ăștia cumpără repetitiv de Black Friday sau sunt unii noi, cât sunt ăia noi și dacă vine aia noi, de la cine cumpără? Și noi, de fapt, ce facem? Încercăm să revindem la aceiași oameni sau încercăm să ne creștem market share-ul? Furăm market share de la cineva și dacă furăm, de la cine furăm? Cu cine de fapt realmente? Adică asta mi se pare că sunt niște întrebări interesante, iar eu dacă aș fi un magazin care ar încerca să nu facă decât să păzească de avalanșa asta teribilă, m-aș gândi cum să canalizez interesul ăsta care vine oricum înainte înspre ceva care e un pic mai gestionabil în ziua respectivă. Pentru că altfel ce se întâmplă acum este că așteptăm această avalanșă și o să ne lovească și dacă supraviețuim o să fim, am supraviețuit. Dacă supraviețuim mai vineți, o să fim, dar totuși, ia uite ce tari suntem. Și ar fi ideal să știm de ce ne lovește, cum ne lovește și după ce ne lovește să știm ce facem cu ce ne-a lovit. Iar mie mi se pare că se vede atunci ai lucrul ăsta. Și atunci eu mi-aș pun exact întrebările astea. Câți din oamenii aia care vin atunci sunt pentru mine clienți viabili? Câți vin la mine ca să cumpere sau doar să verifice prețul? În ce fel remarketez către oamenii care vin doar să verifice prețul și ce rost are să remarketez într-o zi în care ei oricum umplă după prețul cel mai mic? Ce fac dacă sunt un magazin mic versus un magazin foarte mare într-o categorie foarte aglomerată? Astea sunt o mulțime de întrebări la care nu am sentimentul că există neapărat răspunsuri. Vreau, pentru că am zis că o să fac lucrul ăsta, să felicit Mediafax și Sensoris, care au făcut un proiect foarte interesant în pregătirea Black Friday. Ei, practic, ce au făcut, mi s-a părut foarte tare chestia asta. Au pregarantat accesul unor clienți la niște categorii de produse. Pentru că, da, insight-ul foarte puternic pe această perioadă este că oamenilor le e foarte frică că nu o să prindă produsele, pentru că știm ce s-a întâmplat. Și atunci asta e un insight foarte puternic pe care i-au marșat foarte bine. Și presupun că dacă vorbiți cu Milena după chestia asta, poate să vă explice, mi s-a părut o idee foarte faină. Adică există niște încercări mici de a lucra o strategie care să ne ajute cu Black Friday în loc de doar să facem așa. Și asta mi se pare mai important. Și ce mi se mai pare important este când se termină nebunia, câți dintre clienții ăștia care au venit la mine să verifice ce s-au cumpărat, eu pe ăștia cum îmi dau seama cât sunt noi și ce fac cu ei după. Tot așa, mi se pare esențial. Pentru că dacă asta e perioada în care am cei mai mulți oameni pe site,
Gândiți-vă că remarketing acum este o mare isterie, toată lumea vrea să facă remarketing. Și cea mai mare problemă cu remarketing este că nu sunt suficient de mari listele, că n-ai trafic pe site suficient, adică n-ai liste suficient de mari să remarketezi către ele. Acum o să ai listele foarte mari și atunci trebuie să te întrebi, ok, ce faci cu aia? Știi cum să-i prinzi? Știi ce să faci cu ei după? Sau pur și simplu zici, Doamne, mulțumesc că am scăpat, n-am căzut decât două ore magazinul, ies, ce bine și să ne gândim la ziua următoare. Și apropo de marketing, ar sugera să se gândească lumea să facă remarketing special pentru aia care intră de Black Friday. Nu știu cât s-au gândit și au făcut planul, să le planteze cookie-uri diferite de restul cookie-urilor. Să știe, ăștia sunt oamenii care au venit de Black Friday, deci le servesc alte reclame, îi urmăresc altfel de acolo. E o idee, de exemplu, foarte bună, să faceți la șmecheria asta, să țineți niște cookie-uri din perioada cam 20 de zile înainte de momentul avalanșei și după aceea să strângeți în ziua avalanșei cu limited lifetime și să faceți o combinație de cele două liste ca să vă dați seama de fapt care sunt promotion hunterii și din ei să vă puneți o rată de conversie, să zicem. Respectiv, băi, eu din ăștia care știu sigur că am intrat la mie numai pentru că vreau cea mai ieftină tabletă de piață, câți pot să mă angajez că o să convertesc. Și dacă faceți filtrarea și segmentarea asta pe categorie de produse, practic voi puteți să vă calculați post-Black Friday în ce fel puteți să vă modificați marketing. Și mi se pare că este foarte important. Foarte bune recomandările, mulțumim frumos. Mai luăm două întrebări, suntem pe finalul dezbaterii, una aparține baronului. Întrebarea mea e simplă, de fapt, în timp ce mă gândeam la întrebare, mi-am dat seama de chestie, mi-am dat seama că ne apropiem de 500.000 de vânzări prin două parale și aș vrea să facem acum un fel de concurs așa cu afiliatul care să facă vânzarea când mori 500.000, să primească un premiu surpriză de partea noastră. Un premiu să mă întâlnesc cu cel pe care l-a câștigat Claudia acum ceva timp. Bun, și în timp ce mă gândeam la chestia asta, m-am dat seama că din nou, că noi am trecut, am făcut 10.000 de vânzări, că de fapt de aici vreau să plec și aș vrea să-l întreb pe Alin, întrebarea e simplă, de câte mașini e nevoie ca să livrez 10.000 de colete? Cum spuneam, de obicei când discuți cu un logistician, pune o întrebare, primește alta în schimb. Ce fel de colete? Să luăm în medie, da? 290 de lei. 290 de lei, saltele sau tricouri. Dacă vorbim de tricouri, ajunge o mașină. Fashion cards și ITS-i. 10.000 de colete. Bun. Următoarea întrebare, cum spuneam, nu-i simplu cu logistician. Depinde foarte mult de distribuția lor. În principal, ca să ridici 10.000 de colete de ITNC sau Fashion, îți trebuie două mașini mari. De asta, ca să faci strict pick-up-ul de la client. Depinde foarte mult, cum spuneam, de dimensiuni și mai departe. Dar la duse la dimensiunea minimă, îți trebuie două mașini mari. Ideea este ce faci mai departe cu ele, pentru că acele 100, ai spus 10.000? 10.000, da. 10.000, dacă vorbim de 10.000 de clienți individuali, care fiecare trăiește probabil într-un alt oraș. Despre asta vorbim. Vorbim de o rețea de 500-600 de mașini, în funcție de... Eram curios că ne-am trecut, am făcut aproape, mă rog, afiliați, au făcut aproape 10.000 și 10.000 în țara asta și nu mi se pare important să dăm seama care e tot. Cu siguranță, cele 500 de mașini care vor livra individual fiecare colet nu sunt rentabile doar din aceste 10 vânzări cu colete. Trebuie să te gândești câți copaci ați omorât. E interesant să vezi vizualizarea, dar e destul de complicat. Cum îi răspândești pe așa e? Da, nu știu, mă gândesc că în orice industrie există niște medii. Există 17 colete pe mașină și o chestie de genul ăsta. 5? Un număr arbitrar? Și au fost 5 mașini care s-au ocupat în toată țara 3 zile. E minunat. Mă zic în păcate. Mulțumesc. În principal, ca să completez câte mașini, cât copaci am omorât, un curier livrează într-o zi 80-100 de colete individuale. Așa că trebuie să face calcul. Andrei Ștefan de la Redut.ro și Facebook.ro, am câte o întrebare pentru Cristina și pentru Bogdana. Cristina, pe când se va întâmpla o campanie pe care se tot permite de câțiva ani de a activa cei 9 milioane de oameni de pe străzi și nu cei 1 milion pe care avem deja? O activare, o campanie Run of Network susținută de toți advertiserii de aici și care nu sunt aici. Voi, în parteneriat cu Mobile Pay, ați putea să fiți promotorii. Iar pentru Bogdana, sunt de 10 ani în online și apar mereu că poți să întrebi pe Google ceva. Pe ce canal poți să intre? Există un gen ajutor anum google.ro? Spune-ne mai multe ori. Nu cred că am înțeles exact întrebarea. O campanie pentru a-i aduce pe cei... Ok, să plătiți pe net. Dați-mi
Ok, deci o campanie prin care să aducem online-ul în stradă. O așteptăm și noi cu interes. E o campanie care ar fi bine să se întâmple, nu știu când se va întâmpla. IAB-ul ar trebui să fie probabil primii care ar face asta, dar voi ar trebui să fiți pe locul 2. Noi ne dorim să se întâmple, clar e un efort de grup al tuturor jucătorilor. Nu cred că în acest moment cineva, un jucător noi sau altcineva care să poată duce de unul singur și să poată iniția o astfel de campanie. O campanie de bannere, 20 de publisher foarte mari și aia este, se face o săptămână. Vă rog mult, vă rog toată lumea de aici. Am reținut ideea. Andrei Ștefan vrea să fie președintele țării anul viitor și știe cum să facă o campanie. Poate ajută dacă subliniez că aceste discuții cred că chiar știu că au loc și că la fiecare discuție la care Google a fost prezent, noi ne-am oferit să avem house hands pentru această campanie. Deci, acum publisher aveți. Cred că întrebarea ta este în ce fel un advertiser, un medium sau small size, poate să ia legătura direct cu un om de la Google, corect? Și un advertiser și un publisher, oricine care investește fie în AdWords, fie chiar și AdSense să aibă. Cine poate să vorbească cu cineva de la voi? Că eu nu prea reușesc. Așa este. Ok, să vă explic cam pe toate nivele cum funcționează Google. Eu sper să nu fie o surpriză pentru voi asta. Dacă lucrați cu băncile, o să vă dați seama că orice business care nu are angajați care se pot clona, lucrează cu același sistem. În funcție de size of business și potențialul de creștere, Google are 3 nivele de suport. Nivelul care se numește AdOps, respectiv oamenii care răspund la mail-uri atunci când, din contul vostru de AdWords, AdSense, YouTube, Google Plus, care este această rețea de socializare pe care o face Google, dacă nu știe. Google Plus, un plus. Și e foarte mare. Din butonul de help de acolo, dacă dați un send mail sau ask for help sau send feedback, această organizație care se numește AdOps se vă răspundă turnaround time, TAT, fiind de undeva între 48 și 72 de ore. Nu o să puteți să intrați niciodată în legătură directă cu acești oameni pentru că ei deservesc o populație de milioane de mici advertiser care au foarte multe întrebări, deci nu au cum să discute persoana cu ce, nu poți fi un call center. Există un al doilea nivel care se numește SMB Sales. SMB Sales lucrează cu advertiser care au investit deja de ceva vreme, au un trend crescător foarte clar al business-ului, investesc o anumită sumă pe lună și cu acești oameni nu numai că poți lua legătura direct pe e-mail sau printr-un număr de telefon, pe care poate poți să-l găsești dacă cauți contact Google Romania by phone. Dacă cauți, chiar găsești numărul de telefon. Press long search term. Da, nu, e chiar deja devenit standard. Deci oamenii ăștia o să vă răspundă și vor fi chiar proactivi. Din două în două săptămâni, posibil chiar să vă antameze ei, să vă întrebe, băi, dar ce se întâmplă cu campaniile voastre? Și există private banking-uri, care suntem noi, Large Customer Services, LCS. LCS sunt oameni care lucrează in-country cu clienții care au nevoie de suport extrem de sofisticat, deci clienți care gestionează bugete globale, de exemplu eu lucrez cu Bitdefender, sau care au campanii foarte multe și un rolaj foarte mare. Și din nou, știu că există foarte multă frustrare apropo de faptul că nu poți vorbi cu un om de la Google. Astăzi ne-a sunat cineva să ne întrebe cum să obțină o poză de către mea la rezoluție foarte mare. Eu primesc pe Facebook în medie 6-7 mesaje pe săptămână cu oameni care mă roagă să le recuperez parola de la Gmail. Trebuie să înțelegeți că Google are o productivitate per capita de angajat așa cum este, pentru că nu poate angaja un one-to-one consultant pentru fiecare om care folosește produsele. Asta e organizarea internă care permite acestei companii să fie în limitele de profitabilitate care sunt cerute de la noi de către investitori. Și mai mult de ce oferă, nu cred că o să poate să oferă, pentru că chiar e ok deocamdată. Chiar este ok. Dacă încercați, o să vedeți formulele de suport Google sunt excepționale. Nu există problemă, numai dacă cumva este urgentă și a apărut ieri, care să nu fie răspunsă. Deci cred că e ok la nevoie de feedback. Mulțumim. Am două lucruri de spus, am vrea pe microfonul de la Andrei. Unul este că, apropo de inițiativa de a convinge oamenii să cumpere online, am avut acum un an și nu mult timp, un an și ceva. Noi, împreună cu Internet Core, am demarat un studiu despre barierele de achiziție online, la care ne-am sprijinit mulți publisheri din România, inclusiv Mediafax.
și am obținut niște date, studiul am făcut împreună cu Dedalus și am obținut niște date foarte interesante pe care le-am prezentat la Ecomtim în anul trecut, în 2012, și am continuat după aceea studiul, am prezentat și anul ăsta și am aflat foarte multe lucruri. Ce e foarte interesant este că o de încredere de a cumpăra online, una de încredere de a cumpăra, alta încredere de a plăti. Și e foarte fun că oamenii nu înțeleg care este riscul de fapt asociat. Ei au încredere să plătească 4 lei online, au încredere să plătească 100. Le mai teamă să plătească 100 decât 4. Și atunci dacă e 4 lei, plătesc, că e ok, pot să pierd maxim 4 lei. Și din cauza asta, adevărul e că site-urile de reducere colectivă, pe lângă alte lucruri bune sau rele, sau pe lângă alte lucruri pe care le-au făcut, au convins oamenii să plătească online și au văzut că pot să plătești online și oamenii banii să ajungă unde trebuie, să nu-i dispară de păcat. Dacă aveți întrebări mai multe despre serviciile Google, mă refer aici principal la Google AdWords, și nu vă răspunde pe echipa Google, noi două parole avem o divizie de pregătit foarte puternică și avem o relație absolut specială cu echipa Google, deci putem să avem un telefon scurt. Confirm. Da, mulțumesc frumos. Deci mai bine veniți la noi decât să duceți la Google și să vă ocupați, am treabă. Nu, noi răspundem și dacă mai cheltuiți niște bămiți acolo pe Google, vă garantăm creștere cu 20% rezultatele, nu chiar vă garantăm. Dacă nu vă creștem rezultatele cu 20%, plătim noi bugetul pe o lună. Și mă pregătesc să închei întâlnirea de astăzi. Urmează o seară de karaoke aici, cum am spus că trebuie să eliberăm la 9. Asta se însemnând că sunt mai mulți oameni care și-au făcut rezervări la mese și o să trebuiască să-i lăsăm să vină. Dar mai sunt mese libere, dacă vreți să rămâneți la networking sau la karaoke. Sunteți bineveniți, noi încurajăm networking-ul între voi. Trebuie să mai dăm o sticlă de vin pe care o va da tot Roxana, nu? Tot Roxana? O vrei tu? Da, te rog. Andrei m-a amenințat că are două întrebări bune, a avut una, așa că primește sticla de vin.